De la înființare și până în prezent, la fiecare scrutin, penitenciarul din Giurgiu a asigurat condițiile necesare de vot deținuților care au acest drept. La localele din acest an, 29 de cetățeni privați de libertate, care au în viața civilă domiciliu pe raza municipiului, au constituit lista celor cu drept de vot. Dintre aceștia, doar 19 și-au manifestat dorința de a fi prezenți la urne. Domnule Rașu, aici la penitenciarul de mare siguranță de la Giurgiu se întrunesc condițiile de vot pentru cei care au dreptul dintre cetățenii de aici. Câteva amănunte legate de acest lucru și de numărul celor care au dreptul de vot. Sigur că da, la nivelul penitenciarului Giurgiu au fost identificați un număr de 28 de deținuți care își pot exprima opțiunea votului. Dintre aceștia, doar 19 sunt cei care și-au exprimat consimțământul pentru ca în ziua de astăzi să prezinte la urnă pentru a vota. Curiozitatea mea se îndreaptă către următorul fapt. De ce sunt așa puțini cei care votează? Deci cei care își pot exercita dreptul de vot astăzi sunt cei care au domiciliul pe raza municipiului Giurgiu și astfel își pot exprima această opțiune. De urna mobilă deplasată la penitenciarul Giurgiu din secția 14 de votare au beneficiat așadar circa 70% dintre deținuții cu drept de vot, aceștia dând dovadă de responsabilitate și civism.